Polițiști din cadrul Poliției orașului Turceni au identificat în trafic un tânăr de 27 de ani din orașul Turceni, în timp ce conducea un autoturism pe DJ-674 Turceni. Șoferul a tras pe dreapta, iar în urma verificărilor efectuate de polițiști s-a stabilit că tânărul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie, motiv pentru care nu există suspiciunea că permisul de conducere prezentat cu ocazia controlului nu este autentic, fapt pentru care acesta a fost ridicat în vederea continuării cercetărilor. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană care nu posedă permis de conducere și uz de fals.